Ierihon și Ai. Ierihon, o cetate puternică, cu ziduri înalte, imposibil de cucerit, imposibil de intrat în ea, și Ai, o cetate mică, cu câțiva oameni putea fi cucerit atât de ușor, o problemă mică, am spune noi, o problemă mare, Ierihonul, pe de altă parte, imposibil, pe zidurile Ierihonului scria imposibil. Pe zidurile cetății Ai, parcă ai vedea scris ușor, cu foarte puțin efort. Și totuși, Ierihonul, imposibilul, cade și Ai, lucrul la îndemână, lucrul ușor, stă în picioare și Israel este înfrânt, este rușinat, este căzut, se întoarce acasă și nu înțelege de ce. Nu înțelege diferența. Și diferența în seara aceasta, o înțelegem, este foarte simplă. Explicația este foarte simplă și foarte logică. La Ierihon, Dumnezeu este cu ei. La Ai, Dumnezeu nu este cu ei. Asta face diferența. Când Dumnezeu este cu tine, cele mai mari probleme pot fi rezolvate. Când Dumnezeu este cu tine, cele mai puternice ziduri vor cădea. Dar când Dumnezeu nu este cu tine, cele mai mici probleme pot deveni imposibile. Și cele mai slabe ziduri îți pot fi o piedică. Diferența așadar este dacă Dumnezeu este cu noi sau nu. Asta a făcut diferența. În această seară, din pasajul citit, aș vrea să am câteva gânduri care să ne ajute să ne evaluăm, să ne întrebăm dacă Dumnezeu este cu noi, să ne confruntăm și noi cu lucrurile cu care a fost confruntat atunci Acan, să vedem dacă nu cumva istoria lui Acan se repetă și în viața noastră, dacă nu cumva atitudinea lui se poate răsfrânge și peste noi și peste sufletul nostru. Pornesc și eu de la câteva întrebări simple. Pot fi banii o comoară care să te distrugă? Pot fi hainele o ispită, o provocare? Care sunt comorile care te pot distruge? Sau cum te pot distruge comorile? Când te pot distruge comorile? Titlul mesajului meu scurt în această seară este Comoara care te distruge. Comoara care te distruge. Comoara care te nenorocește. S-a dus Acan la luptă și a văzut aur, argint, simbolul comorii, o comoară, o mantie, o tunică de șinear, cele mai scumpe haine de atunci, cele mai cunoscute, cele mai căutate. Și probabil în sinea lui a spus, asta este o binecuvântare. Și totuși, acel aur, acel argint, acea comoară, hai să o definesc așa în modul cel mai simplu, comoară, comoara aceea l-a distrus. Și ne punem întrebare, oare sunt și pentru noi astfel de comori care să ne distrugă? Pot să vă spun că deciziile din fața ispitei, din fața oricărei ispite, se iau în circa 5 secunde. 5 secunde. În primele 5 secunde se iau deciziile, ți se face o ofertă. Maxim 5 secunde, creierul tău procesează informația și trebuie să iau o decizie. Acele 5 secunde sunt fundamentale. Și imaginați-l, vă rog, pe Acan, care a intrat probabil într-o casă, a deschis un cufăr unde a găsit el comoara aceea. Când a deschis și a văzut comoara aceea, câteva secunde, atât au trebuit.
câteva secunde să iau o decizie. Ce fac cu ele? Le iau și le duc la Iosua, le dau nimicirii, așa cum s-a spus, sau le ascund? Atunci, în 5 secunde se iau deciziile, cam asta se iau, cam așa se iau deciziile. Sunt câteva secunde. Ce se face o ofertă, ispita nu e altceva decât provocarea de a păcătui, oferta care ți se oferă. Credeți că Eva și Adam au stat acolo zile în șir și s-au întrebat și au dat cu zarul să mergem, să luăm, să nu luăm? Au fost acele 5 secunde. E păcat? Nu e păcat. E bine sau nu? Acele 5 secunde în care analizezi, în care gândești, procesezi informațiile și tocmai în 5 secunde n-ai timp să te gândești la consecințe. N-ai timp să te gândești la altceva. Da sau nu? Cam așa au loc de multe ori. Și gândiți-vă 5 secunde, le numesc 5 secunde, bineînțeles, pot fi 2, pot fi 3, pot fi 10, dar în linii mari, în linii mari, cam așa se iau deciziile. Cei care au păcătuit, cei care au căzut în vreun păcat, recunosc lucrul acesta, au fost cele 5 secunde în care s-au gândit, nu o să știe nimeni, nu va vedea nimeni, nu o să țină cont Dumnezeu de asta, nu e așa de important asta. Când lucrurile sunt analizate pe repede înainte și ai luat decizia, după care încercarea disperată de a ascunde totul, de a uita, de a face să treacă timpul. Dar timpul nu trece niciodată în favoarea ta, după ce ai păcătuit. Dar cele 5 secunde pot fi determinate de o decizie generală, de o decizie anterioară, sau îmi place să o numesc o decizie radicală, numită legământ. E important, de asta vreau să insist, vreau să subliniez cât de importantă este decizia nu în fața ispitei. Dacă aștepți decizia din fața ispitei, vei cădea. Am discutat cu oameni, mi-amintesc odată, chiar am întrebat pe cineva dacă ar fi să, așa, de multe ori s-a întâmplat când lucram în șantier, în casele oameni, să găsești, unii te mai pun la încercare, pun niște bani, pun ceva, ce faci? Și a fost odată cuiva o întrebare, dacă ai găsi 1 milion de euro, ce ai face cu ei? Așa cum mai găsești câte o sumă. Și a spus, nu știu, îi iau, după aia mă mărturisesc și... crezi că merge așa? Dar am spus, tocmai ezitarea ta te va face ca atunci, nu pentru 1 milion de euro, pentru mult mai puțin îți vei murdări mâinile. Pentru mult mai puțin. Nu aștepta ispita, o să văd, să dau, să dea Dumnezeu să dau eu de 1 milion de euro. Să văd atunci ce o să fac, nu. Decizia o iei cu mult înainte. Adică decizia tu o poți lua din seara asta. O decizie numită legământ. Îți pui în mintea ta, îți pui în gândul tău, nici dacă ar fi, orice s-ar întâmpla, eu lucrul acesta nu-l fac. Da, Iov a spus cândva, am făcut legământ cu ochii mei. Oricât de frumoasă ar fi o fată, oricum ar fi, orice s-ar întâmpla, am făcut legământ cu ochii mei. Și fiindcă a făcut legământ, a reușit toată viața lui să se țină de acest legământ. Dar nu poți să reziști în fața ispitei dacă nu iei înainte o decizie. Și eu cred că problema lui Acan nu au fost cele 5 secunde doar din fața ispitei. A fost vorba de legământul, de cartea legământului, de când a auzit deja porunca, cum a tratat-o. Ah, zice Iosua. Cine știe cine a vorbit? Realitatea aici e alta, suma e prea mare, aurul e prea mult, e prea scump, e șansa vieții mele, e cea mai... e o comară, e o ofertă, e... Și probabil în cele 5 secunde doar au definit clar destinul.
De asta, în această seară pot să spun că comoara care te distruge este comoara mai valoroasă decât ascultarea. Este comoara mai valoroasă decât ascultarea. Întotdeauna, orice decizie se ia punând în balanță un lucru și altul. Când Acan a ajuns în fața ispitei, în fața provocării, în fața poftei, dacă o putem numi așa, pentru că el a spus, le-am poftit, le-am dorit, m-am gândit, abia așteptam asta. Eu am visat mereu să fiu bogat, am visat mereu o mantie de șiniar. Eu le-am poftit, era o dorință deja în lăuntrul meu. Totdeauna trebuie să pui în cântar dacă asculți de Dumnezeu sau nu asculți de Dumnezeu. Le pui în cântar ascultarea de Dumnezeu sau neascultarea. Și Acan a pus în cântar atunci și a spus, prefer comoara, prefer banii, prefer mantia, prefer aurul, prefer argintul. Și a călcat porunca. Atunci când comoara este mai importantă decât ascultarea, comoara aceea te va distruge. Și nu contează mult sau mai puțin. De aceea trebuie să ții cont de ascultare. Acolo era, și nu e vorba de bani în general, ci e vorba tocmai cum îi ai, dacă ei sunt mai importanți decât ascultarea sau nu. Dacă asculți de legea lui Dumnezeu, dacă vrei să asculți de Dumnezeu sau nu, atunci li s-a spus clar, a fost o poruncă foarte clară. Acan a știut. Acan a știut ce face. Dacă n-ar fi așa, nu s-ar fi ascuns. De ce s-a ascuns? De ce le-a ascuns? De ce le-a îngropat? El știa, era conștient. Nu putea să găsească scuza, n-am știut, n-am auzit, eu nu eram la biserică în ziua aceea, n-am auzit nicio predică despre asta, eu nu știam că e păcat. N-avea nicio scuză. Acan a știut clar ce face. Și confirmarea este faptul că le-a ascuns. A știut ce face. Deci a luat o decizie. Comoara care te distruge este comoara mai valoroasă decât ascultarea, dar a preferat să nu asculte. A preferat neascultarea. Al doilea rând, comoara care te distruge este comoara mai importantă decât demnitatea. Când orgoliul este prea mare, nu ții la demnitatea ta de om, de bărbat, de soldat, de ceea ce era el, cap de familie. Da, s-a pus întrebarea asta, oare ar fi avut Acan vreo șansă? Ar fi avut Acan vreo șansă? Eu cred că da. Nu ne spune Biblia în mod explicit, dar atenție, vă rog, ce s-a întâmplat acolo? Au pierdut bătălia, Iosua și bătrânii plâng, nu știu, își caută explicații, Dumnezeu vorbește, Israel a păcătuit, cheamă-i. E un cuvânt acolo pe care vreau să-l subliniați, sfințește poporul, cheamă-i la sfințire. Știi ce înseamnă sfințirea? Să-ți mărturisești păcatul, să-ți rezolvi problemele. Și Acan a avut o noapte, timp să se gândească. Și după cele 5 secunde în care a păcătuit și a decis, a avut o noapte întreagă de lupte, de frământări. Ce fac? Rezolv? Nu rezolv. Rezolv? Nu rezolv. Rezolv? Nu rezolv. Mă duc? Recunosc? Nu, dar rușinea e prea mare. Orgoliul e prea mare. Și s-a dat această luptă, această frământare. Dar comoara a devenit mai importantă decât demnitatea. Și a spus, nu, mai bine acolo ascuns, să las că nu știe nimeni, las că o rezolv și de data asta. Dar n-a fost o întâmplare. Sorțul acela care putea, probabilitățile erau foarte mici, erau 2 milioane de oameni, 500 de mii de bărbați, din 500 de mii, cine știe, cine ești tu din 500 de mii de bărbați? Unul la 500 de mii, e aproape imposibil, teoria probabilităților ne spune că e greu să o ia așa prin sorți. Hai să o luăm pe seminții, pe familii, pe case, pe bărbați, până dă de tine, nu o să știe nimeni niciodată. Dar uite că n-a fost o întâmplare și că Dumnezeu i-a poruncit lui Iosa și acel sorț nu era altceva decât încă o șansă. Încă o șansă.
încă o chemare la pocăință, încă o predică de chemare, încă o invitație la mântuire, încă, încă și încă. Dar s-a ajuns până la el. Și Acan a mărturisit păcatul, Acan s-a pocăit, dar prea târziu, pentru că există un prea târziu. Repet, am mai spus-o asta acum nu de mult și vreau să o repet încă o dată. Tâlharul de pe cruce este o mare excepție, nu este regula mântuirii. Nu pot spune că poți fi mântuit oricând. Dumnezeu bate la ușa inimii tale, Dumnezeu așteaptă decizia ta, Dumnezeu așteaptă pocăința ta, dar Dumnezeu este suveran și El poate decide oricând, când încă mai trăiești, Dumnezeu să spună, s-a terminat cu tine. Că atât timp a mai trăit Acan de la actul acela când a fost descoperit, când a fost dat pe față și până unde l-au dus în Valea Acor, a mai fost un moment. Ei, momentul acela n-a mai fost un moment de pocăință, a fost inutilă, nici nu ne arată prea mult că s-a pocăit prea mult. De acum asta e. Nu știu ce s-a întâmplat, însă este clar că Acan nu s-a pocăit sau dacă s-a pocăit, s-a pocăit prea târziu. Comoara care te distruge este comoara mai importantă decât demnitatea. Când orgoliul este mai mare, când nu ții la demnitatea de om al lui Dumnezeu, de bărbat, de cap de familie, de responsabilitate pe care o ai. Al treilea rând, comoara care te distruge este comoara mai prețioasă decât sufletul. Pe cântarul acesta, când iei o decizie, nu uita că întotdeauna pe un taler este sufletul tău. Pe un taler este sufletul tău. Pe cealaltă este comoara. Pentru Iuda au fost 30 de arginți. 30 de arginți. Dar pentru 30 de arginți, Iuda și-a vândut sufletul. Iuda și-a pierdut sufletul. Când a avut de decis, când a pus pe cântar, a spus, prefer arginții. Nu știu care poate fi comoara asta, fiecare se uită în dreptul lui, dar comoara care te distruge este comoara care prețuiește mai mult decât sufletul, căreia îi dai valoare mai mult decât sufletul. Domnul Iisus a spus, la ce ar folosi unui om? Să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Adică de cealaltă parte, să fii conștient că sufletul tău este așa de valoros, încât nu merită miliardele lumii, zeci de miliarde, sute de miliarde să fie pe celălalt taler. Să nu alegi niciodată păcatul. Să știi că sufletul tău este mai valoros, este mai prețios. Dar depinde. Depinde care va fi decizia. Pentru Esau, o ciorbă de linte. O ciorbă de linte. Pentru Iuda, 30 de arginți. Pentru Dima, dragostea de lume, plăcerile, poftele lumii. Pentru Samson, nopți de plăcere și așa mai departe. Pentru fiecare există o comoară mai prețioasă decât sufletul. De aceea în această seară suntem aici și vrem să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să vedem și în viața noastră lucruri care ne pot distruge. Gândiți-vă că acest om a distrus familia lui, s-a distrus pe el și a pierdut sufletul, a pierdut totul. A fost distrus, șters din istorie. N-a mai rămas nimic după el. Pentru totdeauna, nu doar el, copiii lui, toată casa lui, tot ce era lui, totul nimicit pentru totdeauna. În dreptul lui Acan, după el, n-a mai rămas nimic. Șters pentru totdeauna din istorie. Un om care probabil a fost la Ierihon, a văzut și el luptele. Un om dintre viteji, când stai și te gândești, din 500 de mii de oameni, omul acesta a făcut parte din 3.000 care s-au dus la război. Probabil era printre cei mai viteji. Probabil era un om pasionat, hotărât, probabil, vă dați seama, totuși din 500 de mii au plecat 3.000 la luptă,
Și el a fost printre cei 3.000 oameni implicați. El a fost printre cei implicați, printre cei gata să ducă războiul până la capăt, să ducă lupta până la capăt. Ei, și cu toate acestea, 5 minute, 5 secunde fatale și apoi tot ceea ce a urmat după ca să-și ascundă păcatul. Dar bătălia a fost în cele 5 secunde și înainte de asta, modul în care a privit porunca. Modul în care strângi cuvântul lui Dumnezeu, de aceea David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Totul pornește de aici. Cum privești cuvântul lui Dumnezeu? A spus un frate, a fost o vedenie, a fost un proroc, dar cine știe, o fi așa, n-o fi, ce știu cine a vorbit lui Iosua, ce știu ce cuvânt. Până la urmă, la început, ispita diavolului a fost Acan, ce mare binecuvântare. Te-a binecuvântat Dumnezeu. Vezi dacă te implici, vezi dacă te duci la luptă, vezi dacă riști, vezi dacă ești printre cei 3.000, cum te binecuvântează Domnul, cum te răsplătește Domnul. Cred că acestea au fost gândurile pe care diavolul le-a insuflat lui Acan. O mare binecuvântare, o mare comoară. Ai tu și casa ta și copiii tăi să vezi ce bine o să fie. Ce mare binecuvântare. Și totuși, comoara aceea a fost otrăvită, comoara otrăvită, comoara care te poate distruge. Pentru că ea este mai valoroasă decât ascultarea, pentru că ea este mai importantă decât demnitatea, pentru că ea este mai prețioasă decât sufletul. De aceea, în această seară, vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea lumina, discernământul, puterea de a spune nu păcatului. Pentru că e vorba de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru fiecare zi Dumnezeu are un lucru de spus, pentru fiecare lucru Dumnezeu are un plan și e important cum reacționezi tu, care este atitudinea ta față de cuvântul lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu, față de ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Saul este un exemplu la fel de neascultare și a pierdut totul. A pierdut tronul, coroana, a pierdut viața, la fel a pierdut totul și după el n-a mai rămas nimic. Doar un fiu olog și acela n-a mai rămas nimic după el. Și când te gândești că multe din lucrurile astea au pornit de la neascultare, de la lucruri banale, neimportante. De ce? Pentru că înainte de asta a fost modul în care a privit Samuel, un bătrân, a zis el să nu încep eu, să nu fac eu, să-l aștept pe el, da? Las că mă înțeleg eu cu el. A spus Dumnezeu toți la fel să nimicesc, dar lasă că eu le aduc Domnului, că îi place lui Dumnezeu, lasă să fiu și religios, să fiu religios eu. Și Dumnezeu a spus, nu, neascultarea este tot atât de vinovată precum e ghicirea și vrăjitoria. Împotrivirea este la fel de vinovată. De aceea suntem aici, în primul rând, să ne gândim și suntem în fața cuvântului Dumnezeu, să vedem cum punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Asta e important, de aici pornește totul. Crezi că, într-adevăr, Dumnezeu pretinde sfințirea sau nu? Crezi că Dumnezeu vrea, într-adevăr, curăția inimii tale, curăția trupului tău, curăția sufletului tău? Sau nu contează, faci ce vrei? Dumnezeu e bun, lasă că Dumnezeu iartă, o să treacă cu vederea, nu îl interesează pe Dumnezeu, chiar toate astea așa. Totul pornește de la atitudinea pe care o ai, de la conceptul tău despre Dumnezeu, despre viață, despre ascultare, despre legea lui Dumnezeu. Totul pornește de la un legământ pe care tu îl faci, o decizie pe care o iei anterioară. Când spui, Doamne, și nu mai stau seara asta, dar sunt multe exemple și David a spus, și a luat de multe ori angajamentul acesta. Ce voi face? Cum voi spune? E important să iei astfel de decizii. Îți va fi mult mai ușor în momentul în care vei fi în fața ispitei, atunci în ispită, 5 secunde vor fi definitorii, dar ele vor fi determinate de decizia pe care ai luat-o. Te vor ajuta. Legământul pe care l-ai încheiat. Și gândiți-vă numai la Iosua. La Iosif.
Ispita se prezenta în fiecare zi. Era vorba de cele 5 secunde și Iosif știa totdeauna. Și el totdeauna spunea, nu voi face un păcat așa de mare. Mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la tot ce am făcut eu și totul a pornit de la cum s-a angajat Iosif. Ce legământ a făcut el, ce decizie a luat cândva, probabil în groapă, probabil, nu știu, probabil cu tatăl său în rugăciune, probabil în tinerețea lui a luat o decizie, contează atât de mult. În seara asta tu poți să iei decizia să spui, eu niciodată nu voi pune droguri, că nu pot să spun în gură sau că sunt atâtea modalități. Dar dacă vrei să reziști în fața ispitei, trebuie să iei această decizie. Eu niciodată nu voi lua niciun fel de drog. Și făcând o astfel de decizie, luând o astfel de decizie, în mintea ta, în gândul tău, va fi mult mai ușor. În momentul în care va fi ispita, va fi provocarea, cele 5 secunde vor fi decisive. Și vei spune clar, nu, eu am decis niciodată. Am luat decizia niciodată să nu pun băutură în gura mea. Și când ai luat o astfel de decizie, pot să vină cu cele mai rafinate băuturi. Cele 5 secunde, eu nu pot decât să spun, nu, mulțumesc, eu am luat deja o decizie în viața mea. Pot veni cu cele mai frumoase țigări, pot veni cu cele mai frumoase oferte. Totul depinde, și sunt doar exemple, dar totul depinde de decizia pe care o iei, legământul pe care îl închei. Decizia pe care niciodată nu voi face lucrul acesta. Și când apare ispita, când apare provocarea, cele 5 secunde când trebuie să decizi vor fi determinate mult de ceea ce poți decide în seara asta. De aceea contează foarte mult când Dumnezeu îți vorbește să pui la inimă. Dacă Acan ar fi făcut lucrul acesta, când Dumnezeu a transmis, când sigur, Iosua s-a dus în fața lor și a spus, dați spre nimicire totul. Toți au ascultat, numai el nu. Eu cred că aici a fost problema. Nu e chiar așa important. Nu cred eu că e chiar cum spune Iosua. Nu cred eu chiar toate astea. Asta cred că contează foarte mult. Dacă numești păcatul păcat. Pentru că cei care păcătuiesc, cei mai mulți dintre ei știi ce spun? Nu-i păcat. Las că și alții fac. Las că toți fac așa. Las că toți pocăiții sunt așa. Lasă că toți păstorii sunt așa. Lasă că toți sunt așa. Lasă că toți. Contează mult atitudinea. Contează foarte mult ceea ce spui în mintea ta, în gândul tău, când auzi cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să venim în rugăciune. Comoara care te poate distruge este comoara mai valoroasă decât ascultarea și tu poți decide în această seară să spui în inima ta, Doamne, vreau să ascult de Tine. Comoara care te poate distruge este comoara mai importantă decât demnitatea și este comoara mai prețioasă decât sufletul. Pune în seara aceasta înaintea ta sufletul și ispita, păcatul. Vreau să înțelegi că sufletul tău este mai prețios decât orice, mai valoros decât orice, să-ți ofere diavolul toate bogățiile lumii, să poți spune un nu decis. Dar acel nu decis din fața ispitei, să știi, nu atunci în fața ispitei este mai puternic, ci acum. Dacă îți pui în inimă, dacă îți pui în gând, dacă spui, Doamne, doar cu ajutorul tău, doar cu puterea ta voi birui, cum spuneam și dimineața, nu ne lăsa duși în ispită. Tu singur în ispită vei cădea. Eu am ispite în fața cărora rezist fără nicio problemă, fără nici cea mai mică problemă, dar am ispite în fața cărora nu pot rezista dacă nu este Dumnezeu cu noi, dacă nu este Dumnezeu cu mine. De aceea cerere lui Dumnezeu putere, Doamne, în fața ispitei. Eu mi-au angajamentul acesta, dar vreau să rezist oricărei tentații. Și totul contează ceea ce faci acum, ceea ce decizi acum și apoi, când apare ispita, sunt cele 5 secunde decisive, ca atunci să-ți amintești legământul făcut acum, decizia luată acum, am luat o decizie, nu
un nu decis, un nu hotărât, un nu foarte clar. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute.